Este risc crescut de scurgeri de substanțe radioactive la centrala nucleară de la Zaporojie, după ce a fost bombardată în repetate rânduri în ultimele 24 de ore. Deși Zelenski a avertizat în cel mai recent mesaj că riscul unui accident rămâne unul crescut dacă bombardamentele nu vor înceta, atacurile continuă. Mai mult, cele două părți se acuză acum reciproc. Ucrainenii împart pastile cu iod civililor din regiune, iar rușii și-au adus 10 laboratoare chimice în zonă pentru a salva ofițerii și generalii în cazul unor emisii de radiații. Ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною, будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому autoritățile ucrainene au anunțat că a doua unitate electrică care fusese oprită joi a fost conectată la centrala nucleară. O delegație a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar putea ajunge chiar săptămâna viitoare la centrală. Rusia susține că face tot ce este necesar pentru a asigura vizita delegației în condiții de siguranță. Fiindcă situația rămâne una extrem de periculoasă, autoritățile continuă să împartă pastile de iod locuitorilor din orașul Zaporojie, aflat la 45 de kilometri de centrală. De asemenea, vicepremierul Ucrainei a anunțat că dorește extinderea evacuărilor obligatorii a civililor care locuiesc în regiune. De cealaltă parte, Ucraina acuză Rusia că a adus 10 laboratoare chimice în apropierea centralei nucleare. Conform Energoatom, acest lucru indică faptul că rușii ar pregăti o provocare la centrala nucleară. Cu ajutorul laboratoarelor, ar avea în plan să-și salveze ofițerii și generalii în cazul unor emisii de radiații. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a transmis Rusiei un mesaj prin intermediul Twitter și cere Rusiei să garanteze reconectarea completă a centralei la rețeaua electrică ucraineană. Bombardamentele continuă în jurul centralei. Cel puțin 5 persoane au murit în Zaporojie. Printre victime se numără și o femeie de 29 de ani și cei doi copii ai săi. În Lugansk, cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite, după ce ucrainienii au bombardat un spital, acuză autoritățile din autoproclamata Republică Populară Lugansk. De cealaltă parte, rușii lansează atacuri asupra orașului Dnipro, dar și asupra Donetskului. În Harkov au fost lovite o școală și o clădire istorică din centrul orașului. În plin război, Ucraina continuă exportul grânelor. Până acum, de la lansarea inițiativei pentru cereale de la Marea Neagră, țara a exportat peste 840.000 de tone de produse agricole.